Vor câinii pepeni, Ștefan. Nu pot să fac un desert super, super rapid, și anume foietaș cu pere. Se face în 2 timp și 3 mișcări și e foarte, foarte gustos și de sezon, pentru că perele acum sunt în punctul lor culminant. Curățăm perele de coajă, le tăiem. Da, Alexa. Pe jumătate. Batem sâmburele. Sâmburii, de fapt. Și acum tai felii, subțirele sau potrivite, depinde acum de gustul fiecare. Eu tai cam așa. Feliuțe, feliuțe din pară. Și le vom întinde pe foietaj, imediat vă arăt. Momentan le tai așa, după cum se vede, și mai mari și mai mititele. Puteți să le răzuiți acum, fiecare cum îi place. Mie nouă ne place să le, să facem dulcele astea, desertul ăsta cu feliuțe așa, măricele. Eu voi folosi un foietaj cu unt. Este mai delicios, dar și foietaj simplu e destul de ok, adică merge perfect. Deschid foaia de foietaj. Întind, vedeți că ea vine prevăzută și cu o foaie de copt. Întind bine în tava cuptorului, cam așa. Și acum simplu voi începe să pun pere, da? Pe prima foaie. În timp ce prima foaie este încărcată cu fruct, cealaltă care va veni deasupra, cealaltă foaie de foietaj care va veni deasupra, stă la frigider. Foarte important, mai ales în perioada caldă a anului, să le ținem la frigider exact până când vor fi folosite. Și acum vedem cam de câte pere avem nevoie. Cred că ar mai trebui să curăț vreo 2, am aici 3 pere normale și văd că mai am nevoie să umplu și mijlocul, așa că mai curăț 2 pere. Asta din pară, acopăr golurile astea care sunt făcute de la scobirea perii. Uite aici. Aici. Unde mai avem nevoie? Uite aici. Iar aici. Acum, deasupra voi adăuga zahăr brun, dă un gust așa plăcut de caramel. E mult mai plăcut la gust, cel puțin în compoziția asta, în varianta asta, decât zahărul clasic. Și un praf de scorțișoară. Desfac și cealaltă foaie de foietaj și o pun deasupra și încerc să fie câte cât simetrică. Da? O întindem și pe ea, se poate de bine. Îmi face așa pliuri, pliuri. Am spart aici un ou cu care voi unge plăcinta. Voi străpunge puțin foietajul ca să nu se umfle prea mult și să devină gol la interior. Am pus și cuptorul la preîncălzit, 180 de grade, și bag plăcintuța până când e rumenă, undeva la jumătate de oră, 40 de minute, cam așa. Uitați-o, la cuptor cu ea. Pe treapta din mijloc, că nu am precizat. Cos-o pe prima și cam așa arată, o lăsăm puțin la răcit. Băgăm și pe a doua, iar pe a doua vedeți că am pus pe deasupra puțin zahăr bun. Și o bag și pe ea la cuptor, a doua. Ce frumoasă e la interior. Și cam așa arată plăcintuța noastră sau foietajul umplut cu pere. Nu vă zic cum miroase și ce gust are, că e nebunie, nebunie totală, dar ca să vedeți cât de cremos e la interior. Ia uitați, super, super a ieșit și super delicios. Vă aștept în comentarii dacă faceți rețeta să-mi spuneți cum vi se pare, că vedeți că e super, super ușoară de făcut și foarte apetisantă. Așa, pe repede, înainte, ca să nu stăm să ne coacem în bucătării vara, eu cred că merge de minune. Ia uite ce frumoasă e.